Același eveniment, moartea lui Iisus Hristos pe cruce, este privită, descrisă, diferit de Evanghelie și de istorie. Dar cele două perspective se completează, de aceea vom citi ambele pasaje. Iată cum vede Evanghelistul Marcu moartea Domnului Hristos. Marcu, capitolul 15, de la versetul 21. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf. Și-au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul lui. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice, a fost pus în numărul celor fără de lege. Trecătorii își băteau joc de el, cădeau din cap și ziceau, o, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și coboară-te de pe cruce. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau, pe alții a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el de asemenea își băteau joc de el. La ceasul al șaselea s-a făcut un întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea Iisus a strigat glas tare, Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau, iată, cheamă pe Ilie, și unul din ei alergat i-a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea zicând, lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. Perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Sutașul care stătea în fața lui Iisus când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic și a lui Iosef și Salome, care, pe când era el în Galileea, mergeau după el și slujau și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim. Iată cum vede Apostolul Pavel acest moment, acest eveniment istoric, în Coloseni, capitolul 2, scrie credincioșilor la versetul 8 următoarele cuvinte. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El
locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpânii. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Aștept zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor, prin cruce. Amin. Când te uiți la planul istoric, vezi un eșec. Când te uiți de sus, vezi o victorie. Despre asta vom învăța astăzi. Doamne Dumnezeu nostru, fără asistența Duhului Tău, noi n-am înțelege nimic nici din ziua de astăzi, nici din aceste cuvinte. De aceea cerem, Doamne, puterea Duhului Tău să fie peste noi. Putere de înțelepciune, de pătrundere, de discernere. Suntem gata, Doamne, să ne vorbești tuturor. Te rugăm ca Duhul Tău să ia acest cuvânt sfânt și să-L facă viu, lucrător, drept în inima noastră. Și să plecăm de aici altfel de cum am venit. Să credem că avem un Hristos victorios, biruitor asupra morții, chiar prin cruce. Îți mulțumim că ne vei răspunde, pentru că te rugăm în numele acestui Mântuitor și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mesajul din această seară specială, Vinerea Mare, l-am intitulat Hristos Victor. Sunt două cuvinte în limba latină care înseamnă Hristos Biruitorul. Și toți care aveți numele Victor sau Victoria, trebuie să vă onorați numele. Cu adevărat să credeți că Iisus Hristos a fost victorios în inima voastră. Și dacă nu, în acest mesaj, Hristos să aibă victorie în inima voastră. Centrul mesajului meu va fi ultimul verset citit, cel din Coloseni 2:15, în care Pavel, vorbind despre Hristos care a murit pe cruce, spune că acolo, prin jertfa lui Hristos, Dumnezeu a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. El este Cel care i-a dat putere Fiului Său să iasă biruitor asupra demonilor, asupra lumii demonice, prin puterea crucii. În prima parte aș dori să vorbesc despre realitatea activității puterii demonice.
Apoi, în a doua parte, aș vrea să vorbesc despre realitatea biruinței asupra puterilor demonice. Totul a pornit aici, la cruce. Sper ca să-ți schimbi astăzi perspectiva asupra acestui eveniment al morții lui Hristos. Poți să treci ușuratic pe lângă El, să mai fie o vinere neagră, să treci prin ea gândindu-te ce vei face mâine, săptămâna viitoare, să te poți opri și să te uiți de sus în jos, așa cum s-a uitat Apostolul Pavel la acest eveniment. Noul Testament, care este cartea de bază a creștinilor, are două categorii de scrieri. Evangheliile, cele patru, și epistolele, scrisorile apostolilor. În primii 20 de ani, după evenimentul răstignirii lui Hristos, a învierii lui, înălțării lui Slavă, nașterea bisericii la Rusalii, nu avem niciun document scris despre cum trăia biserica, cum trăiau creștinii atunci. 20 de ani nu știm aproape nimic. În această perioadă știm însă că puterea lui Dumnezeu era la lucru, că biserica se răspândea, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea cu putere, dar nimic scris. Primele scrieri se pare că au venit după convertirea lui Saul, care a devenit Apostolul Pavel. Acest om pregătit din punct de vedere intelectual, academic, teologic, l-a întâlnit pe Hristos, sau mai degrabă Hristos l-a întâlnit pe el, pe drumul Damascului. Viața acestui om s-a schimbat radical. S-a retras 3 ani de zile în Arabia, unde se pare că Duhul lui Dumnezeu l-a pregătit ca să fie apostolul neamurilor, cel mai însemnat gânditor al bisericii. Nu s-a scris, se pare, nimic până la el. Când revine din Arabia, Pavel scrie prima lui scrisoare, epistola către Galateni, probabil în jurul anului 47. Tot în această perioadă, după un an sau doi, nu știm exact, a apărut și prima Evanghelie, Evanghelia după Marcu, care vedeți că e mai scurtă, mai concisă, mai directă. Apoi a apărut întâi Tesalonicene și au urmat toate celelalte epistole și Evanghelie. Ultimele care s-au scris au fost Evanghelia lui Ioan și epistolele lui Ioan. 40 de ani, în jurul anului 50 până prin anul 90, biserica a avut parte de scriere, de tradiție scrisă, pe lângă tradiția orală, învățăturile orale pe care biserica le-a primit prin apostoli și urmașii lor. Iată că avem și tradiția scrisă, evangheliile și epistolele. Când au apărut evangheliile, în special Marcu, Matei și Luca, așa numite evanghelii sinoptice, pentru că seamănă între ele, pot să le sincronizez. Când au apărut aceste evanghelii, zic, cei care le-au scris s-au uitat la evenimentul Iisus, la persoana și lucrarea lui Iisus din perspectivă istorică. De aceea Luca ne dă informațiile cele mai utile, pentru că el spune, am adunat
niște informații. Am lucrat cu deamărundul, m-am uitat la detalii și am conceput această Evanghelie, acest document istoric. Toate evenimentele aproape erau însă din perspectiva istoricului, cel care se uită la eveniment și îl descrie în tocmai. După vreo 40 de ani, Ioan se hotărăște și el, inspirat de Dumnezeu, să scrie și el o Evanghelie. Și scrie și o epistolă, și încă una, și încă una. Dar se uită la acest eveniment al lui Hristos altfel. Se uită de sus în jos, din perspectivă meta-istorică. Cuvântul meta, în limba greacă, înseamnă dincolo de. Meta-istoric înseamnă dincolo de istorie. Adică se uită din perspectiva divină. Nu se uită la toate detaliile. De exemplu, el nu descrie cum a fost nașterea lui Iisus. Nu ne dă informații despre îngeri, despre vestirea nașterii, despre păstori sau despre magi. Da. Îl descrie pe Iisus Hristos ca Logosul Divin, rațiunea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, care s-a întrupat și a asumat natura noastră umană ca să se ne mângâiască din interior. Altă perspectivă minunată. Trebuia o astfel de perspectivă, mai ales pentru că în biserică, în acești 40 de ani, au pătruns niște erezii, niște învățături greșite, pe care Pavel și consemnează, chiar aici în Coloseni 2, când spune, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia, cu amăgire de șarte, după învățăture și datinile oamenilor. Pătrunseseră deja idei străine, docetismul, gnosticismul, filozofii care nu erau deloc creștine, n-aveau nimic de a face cu Dumnezeul creștin, cu mântuirea dată prin Iisus Hristos. Ambele perspective sunt esențiale să înțelegi creștinismul. De aceea Duhul lui Dumnezeu a zis, e nevoie de Evanghelie și e nevoie de epistole. Evangheliile se uită la evenimente, mai ales din perspectiva istorică, documentară, detaliilor. Epistolele se uită de sus și ne explică cum se vede de sus ce s-a întâmplat jos pe pământ. Când ia acest eveniment al morții lui Iisus Hristos, apostolul Pavel nu scrie ce au scris deja Marcu, probabil, și Matei, Luca înaintea lui. El hotărăște să explice credincioșilor din Efes, din Colose, din Filipii, din Corint, din Roma, cum se vede mântuirea de sus, de la Dumnezeu. Și vine cu un alt limbaj, cu alte concepte, cu alte paradigme, metafore diferite decât Evanghelia. Asta nu înseamnă că se contrazic evangheliștii cu apostolii care au scris epistolele, nici de cum, cele două absolut se completează reciproc. Și vom vedea cum, exact, în cel mai important eveniment istoric care a avut vreodată loc în această lume. Dacă te-ai uitat din punct de vedere strict istoric la eveniment și n-am avea epistolele și ai citit doar evangheliile, s-ar putea să fi rămas toți cu un gust amar. Uite, Iisus Hristos a căzut victimă unor oameni răi. Pavel vrea să ne schimbe perspectiva și să ne spună, nu, Hristos n-a fost o victimă, Hristos a fost un victorios, un biruitor. Și când se uită să spună el despre moartea lui Hristos, spune că el de fapt a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră, adică acele acuze pe care păcatele noastre le-au adunat.
și am nimicit acest zapis, acest document împotriva noastră, pironindu-l pe cruce. E ca și cum te uiți la cruce, și acolo este o foaie pironită. Și pe foaia aia sunt scrise toate păcatele tale. Asta spune Pavel în metafora lui. Dar mai mult, a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Și aici domnii și stăpânii se referă la lumea demonică, lumea duhurilor rele, care e potrivnică lui Dumnezeu. Și spune că a făcut de ocară înaintea întregii lumi aceste domnii, aceste puteri, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Sublinierea este pe biruitor. Hristos n-a fost o victimă. Hristos a fost victorios. Hristos victor. E un paradox, desigur. La prima vedere ți se pare că ceva nu se potrivește. Cum să fii biruitor când ai murit? Un om care moare apare învins. Pavel spune nici de cum. Hristos a murit în mod intenționat. El și-a dat viața pentru noi. El a ales să moară în locul nostru. Pentru ca să biruiască lumea demonică, care implică și boala, și moartea, și frica. Și moartea pe cruce e privită ca o victorie asupra lumii demonice. Dar la cruce s-a petrecut o dramă, un conflict, dar n-a fost doar un conflict uman între Hristos și niște lideri evrei. A fost un conflict divin, metafizic, metaistoric. Asta vrea să spună Apostolul Pavel. Să nu te duci doar la cruce ca la un biet Iisus care a murit acolo pentru tine. E adevărat acest lucru. Dar e incomplet, spune Pavel. Hristos n-a fost o victimă a oamenilor. El a ales să meargă la cruce pentru că avea ceva de rezolvat mult mai important decât liderii din vremea lui să-i umilească. Nu. Era o luptă spirituală, un război spiritual. Pe acesta trebuia să-l învingă, să iasă biruitor. În acest război trebuia să iasă biruitor Hristos. Sigur, sunt foarte multe metafore pe care Apostolul Pavel le folosește pentru aceasta. De exemplu, el uneori vorbește despre ispășire, care înseamnă să mori în locul cuiva pentru a le elibera, să-ți dai viața, sângele, în locul celuilalt. Alteori Apostolul Pavel vorbește despre eliberare, alteori despre vindecare, alteori despre răscumpărare, alteori despre împăcare, alteori despre înfiere. Toți acești termeni sunt corecți. Fiecare descrie același eveniment. E ca un diamant care are mai multe fațete. Toate strălucesc, toate vorbesc despre esență. Însă metaforele acestea sunt limitate. Nici o metaforă, nici o figură de stil nu poate să cuprindă totul evenimentul în sine care a avut loc la Golgota. O metaforă este doar o figură de stil prin care dai un cuvânt spre o semnificație nouă, printr-o comparație și apoi ajungi la ceva subînțeles. Rolul metaforei, zic, este foarte limitat. Dincolo însă de toate acestea, este un adevăr. Pentru că fiecare această figură de stil, fiecare concept, îți spune ceva despre Hristos și ce a făcut El. Și iată care este
convingerea pe care eu o am citind aceste evanghelii și epistole. Că înainte ca Iisus să aibă o biruință divină, a avut o biruință umană. Metafora aceasta a victoriei trebuie combinată cu metafora sacrificiului. Și asta este paradoxal, asta pare pentru foarte mulți și astăzi o piatră de poticnire. Pentru greci înaintea a apărut o piatră de poticnire, pentru că ei erau mai filozofici și nu puteau înțelege cum adică dacă mor, de fapt trăiești. Dacă îți dai viața, ești biruitor. Ei nu puteau înțelege aceasta, de aceea mesajul răstignirii cruce, spune Pavel în 1 Corinteni, este o nebunie pentru ei. Este un scandal, o piatră de poticnire. Dar, de fapt, toate aceste texte ne spun un adevăr, că există o realitate a activității puterilor demonice. A fost atunci prezentă la cruce. Este și astăzi. Dar astăzi noi o putem învinge datorită biruinței lui Hristos atunci de pe cruce. Limbajul acesta este un limbaj real. Vorbește despre demon, despre domnii și stăpânire. Sfera de acțiune a acestor duhuri rele este sfera lumii metafizice. Dar adesea această lume, dincolo de fizic, de materie, interacționează cu lumea noastră fizică. Și pentru că nu prea pricepem cum e cu lumea asta demonică, lumea duhurilor, noi facem două greșeli mari. Și aș vrea să nu le mai repetăm. S-au făcut aceste două greșeli mereu. Prima greșeală este să personifici răul. Personificarea răului înseamnă să-l personifici pe diavol. Adică să te gândești la diavol ca la o persoană, ca și noi, care a fost înfrântă de o altă persoană, Iisus, pe cruce. Ideea aceasta e pare mai simplă și vine să o accept, dar nu este reală, nu este completă. Unii părinți ai bisericii, de exemplu, au încercat să explice că pe cruce Iisus Hristos l-a păcălit pe diavol. Că Dumnezeu, de fapt, l-a folosit pe Iisus ca pe o momială. Ca diavolul să îl omoare pe Iisus, adică diavolul ca un fel de personificare a răului, să se lupte cu Iisus, o personificare a binelui, și răul să se arunce asupra binelui, să-l omoare ca persoană, dar de fapt, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, diavolul a pierdut. În parte, această perspectivă e adevărată. Că a avut loc o dispută, că Iisus Hristos a murit și a înviat, dar această încercare de a-L personifica pe diavol, ca și unul cu care tu lupți, de la egal la egal, odată învinge El, odată tu, este complet nebiblică. Și nu suntem sfătuiți nicăieri în Noul Testament să ne gândim la diavol ca la o persoană cu care tu lupți de la egal la egal. Când te ispitește și cazi, nu dai vina pe el. Există mai multe tipuri de creștini, dacă ar fi să vorbim practic. Există o categorie de creștini care atunci când greșesc, când eșuează, să zicem într-o afacere sau în viața de credință, pleacă capul și spun, eu sunt de vină. Și se perpelește și caută să-și îmbunătățească viața, să simte iertarea lui Hristos. Dar există o altă categorie de creștini care nu prea au treabă cu pocăința, cu părerea de rău.
Ei când sunt ispitiți și eșuează, știți ce spun? Diavolului de vină! Diavolului de vină! Nici nu se gândesc că ei au o problemă și trebuie să o rezolve cu Dumnezeu. Găsesc foarte ușor victima, nu? Colaterală. Sunt ei. Dar cel care a ispitit a fost diavolul. De aceea nu-și fac probleme de conștiință. Continuă să fie, să facă lucruri imorale. Să înșele pe alții, de exemplu. Se scoală dimineața ca și cum nu s-a întâmplat nimic ieri când am înșelat. Când, de exemplu, nu și-a plătit taxele. N-are nicio problemă de conștiință pentru că a fost ispitit de diavol. Această formă de spiritualitate nu este biblică. N-are nimic de-a face cu Evanghelia lui Hristos. De aceea vreau să fac o observație aici fundamentală. Că deși Apostolul Pavel în toate epistolele lui aproape vorbește despre puterile rele, despre duhurile răutății care sunt în diverse locuri, limbajul lui include foarte rar pe diavol. Ați observat asta? Foarte rar găsești referințe la Satana sau la diavol. Și repetarea ideii că diavolul stă în spatele oricărui eșec spiritual este o greșeală strategică, nu doar teologică. De aceea sunt creștini obsedați de demon, obsedați de diavol. Parcă îl cinstesc mai mult pe diavol decât pe Domnul. În orice eșec spun, oh, cel rău a fost, cel rău. Aproape în orice vezi pe cel rău, demon. Nu este corectă această atitudine. Noi, spune Apostolul Pavel, dacă tot vorbim despre referință la diavol, în 2 Corinteni spune că noi nu suntem în neștiință de planurile celui rău. Cine are Duhul lui Dumnezeu în el, spune Ioan, e mai mare decât cel ce este în lume, decât diavolul. Deci tu nu trebuie să te vezi mereu ca o victimă a diavolului. Nu aceasta este perspectiva corectă. Pavel și Petru și Iacob chiar ne sfătuiesc, împotriviți-vă diavolului, fugeți de el, nu stați la povești cu el. Dar unii dintre noi greșesc. Când la orice eșec dau vina pe diavol, asta înseamnă personificarea diavolului. Îi dați mai mult credit decât ar merita. Amintiți-vă de Dumnezeu și Iov. Știți scena aceea în care și diavolul a venit să dea socoteală de ce face pe pământ? Și Satana, acesta e cuvântul corect, satanaș, care înseamnă acuzatorul, și el este o creatură căzută, e adevărat, dar care dă socoteală Dumnezeului suveran. Nu uitați mai mult credit decât are. Nu stați de vorbă cu el. Nu vă sfătuiți cu el. Nu conversați cu el. Asta înseamnă să personifici răul. Asta este o greșeală spirituală. Noi suntem mai mult decât biruitori prin Hristos. Care nu stăm de vorbă cu cel rău. Duhul care este în noi, spune Ioan, e mai mare decât cel care este în lume. Și putem să-l biruim. Slavă Lui pentru aceasta. A doua greșeală pe care o facem referitor la această lume demonică este mitologizarea răului. Prima a fost personificarea răului. A doua este mitologizarea răului. Ce este un mit? E o existență lipsită de realitate, de temei reale. E o imaginație de cele mai multe ori. Mitul este încercarea de a plasa acțiunea în afara sferei relațiilor. Asta e o tendință, zic, a unor credincioși astăzi. Să dea impresia, de exemplu, că răul metafizic, răul acesta din realitatea demonică, nu afectează relațiile dintre noi. E o extremă la ce v-am spus întâi despre personificare. Dar noi vedem că această lume a demonilor este o realitate.
O găsim prezentă mereu în Sfânta Scriptură. Vechiul Testament se ocupă de ea. Am pomenit de Iov, capitolul 3, Isaia, capitolul 14, unde se dau mai multe detalii. Nu știm însă suficient despre această lume. Știm însă că demonizarea e o realitate. Ce înseamnă demonizare? Demon, cuvântul demon, se referă în special la Duhul rău. Demonizarea este starea când ceva bun în sine este corupt și devine opusul acelui lucru bun. De exemplu, în Luca, capitolul 13, Domnul Iisus Hristos are un eveniment cu o femeie. Dacă vă amintiți, doar pe scurt, Luca, capitolul 13. Când o femeie gârbovă a fost vindecată de Domnul nostru. Femeia aceasta era stăpânită de 18 ani de neputință. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o la el și a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. A fost vindecat. Fruntașul sinagogii însă, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți, dar în acele zile să vă vindecați. Și nu în ziua sabatului. E culm. Nu vreau să insist asupra textului. Un om insensibil la problema celuilalt. El îl interesa ritualul, nu îl interesa mântuirea, salvarea, vindecarea. Și atunci Hristos spune: fățarnicilor, oare în ziua sabatului nu se dezleagă fiecare de voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de-l adapă? Dar femeia aceasta, care era o fiică lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de lădătura aceasta în ziua sabatului? Și pe când vorbea el, spune textul, toți potrivnicii lui au rămas rușinați. Și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea Hristos. Da. Demonizarea este o realitate. Adică părți ale universului acesta pot deveni vehicule ale răului. Anumiți agenți morali, oameni, îngeri, pot deveni robi morali. Chiar și societatea poate deveni amorală. Dacă ne gândim mai la Hitler, la naziști, la criminalii de război, cum vă explicați oare toate aceste atrocități? Au fost făcute de oameni morali? Cum a fost posibil? Demonizarea ca proces este atunci când devii incapabil de a acționa moral. Unii sunt incapabili de a distinge între bine și rău. De aceea, în Roman, capitolul 1, Pavel vorbește despre aceasta, că pe unii Dumnezeu lasă în voia minților blestemate. Că nu mai pot să distingă binele de rău, răul de bine. Credeți în tehnodemonologie? Să vă explic ce? Ca să vă aducem la zi. Că unii cred că în internet, da, în lumea aceasta virtuală, nu există demon. Ce să caute demonii pe internet? Și tinerii cred că pot face orice în lumea aceasta virtuală. Și își permit să facă lucruri pe care nu le fac în lumea reală. Se dau cu alte nume, sub anonimat. Vorbesc ce n-ar vorbi în lumea reală, se uită la imagini și nu s-ar uita în lumea reală, au cuvinte nepotrivite, atitudine nepotrivită, în lumea virtuală. Ca și cum, acolo, în cyberspace, n-are ce căuta Dumnezeu, demonii. E doar el singur. Oare? Tehnodemonologia
înseamnă că demonii pot folosi tehnica pentru ca să te stăpânească în spiritul tău și chiar în trupul tău. Ați văzut tineri obsedați de rău datorită lumii tehnologice? Tot mai mulți sunt. Chiar poate acum când vorbesc, sunt unii dintre tine care se joacă pe telefonul mobil, se uită la tot felul de lucruri, exact în timp ce se predică Cuvântul lui Dumnezeu. Oare ce-i determină să facă lucrul acesta? Cred că sunt ceva demon la lucru. Pentru că demonii, rețineți, întotdeauna sunt împotriva lucrărilor duhovnicești, lucrărilor lui Dumnezeu. Asta se numește tehnodemonologie. Noi nu suntem pregătiți pentru această lume plină de duhuri rele. Biserica nu-i pregătită, societatea nu-i pregătită. Ne lăsăm copiii în fața televizoarelor mult prea devreme. Nu mai suntem transparenți unii cu alții, soț cu soție, soție cu soț, copii cu părinți. Ne ascundem în lumea virtuală. E o realitate a războiului metafizic. Demonii care caută să pătrundă în mintea ta, în sufletul tău, să te subordoneze. Am văzut astfel de tineri. Aproape săptămânal primesc mesaje de la tineri care vor să fie conciliați pentru că sunt robi unor păcate pe internet. Și nu mai pot să scape. Și recunosc, nici eu n-am fost pregătit pentru această perioadă, dar m-am apucat de citit. Am vrut să văd ce spun ceilalți teologi, ceilalți păstori. Ce să facem în fața acestui nou pericol? Răul este o realitate, e coruperea lumii create de Dumnezeu nostru bun. Nu ne putem ascunde de rău, dar putem să-l biruim. Și asta este vestea bună. Și acum vin din nou la cruce, pentru că secretul este tot aici. Nu vă vine să credeți așa. Că problema unui tânăr care e dominat de pornografie are ca soluție crucea lui Hristos. De aceea vreau să vorbesc despre realitatea biruinței asupra acestor puteri demonice. Să nu mai facem două greșeli, însă. Să personificăm răul, să te iei la trântă tu ca de la egal la egal cu cel rău, pentru că ești complet dezavantajat. Și nu e adevărat că e o luptă egală, nici de cum. Pentru că anumiți demoni, spune Domnul Hristos, nu pot fi scoși afară decât cu post și rugăciune. Și să ne strângem cu toți și să ne rugăm unii pentru alții. Da. Singur, nu vei face față. Nu personifica răul. Și în al doilea rând, să nu mitologizezi răul. Să zici, a, e un mit, răul e o iluzie. Răul nu există, de exemplu, în lumea virtuală. O, există. Și tot mai mulți oameni sunt stăpâniți de demoni din lumea virtuală. Cum însă să biruim? Aici ne ajută Apostolul Pavel. Enorm. El ne amintește că Domnul Iisus Hristos, pe plan istoric, suferea, pătimea pentru noi, n-a cedat până în ultimul moment. Și apoi și-a dat Duhul, după ce și-a încredințat viața în mâinile Tatălui Său. Aceea a fost o biruință. Să stai pe cruce și să poți ierta. Am citit în textul din Marcu cum toți își băteau joc de Iisus. Trecătorii, cei mai mari care erau acolo dintre religioși, până și tâlharii, în prima fază, și-au bătut joc de Iisus Hristos. Și spuneau toți același lucru. Să se mânghiască pe sine, ca pe să ne mânghiască și pe noi. Dar vedeți că nu poate? Credeți că Iisus Hristos s-ar fi putut da jos de pe cruce? De ce nu s-a dat? Pentru că dragostea nu se salvează pe sine.
Dragostea nu se dă jos de pe cruce. Numai așa a putut să biruiască. De aceea suntem noi astăzi aici. De aceea Apostolul Pavel prezintă toată lucrarea aceasta lui Hristos în termenii victoriei. Până și întruparea a însemnat că Iisus Hristos și-a asumat natura noastră umană, carnea noastră, a venit între noi, plin de har și de adevăr. Și a biruit toate ispitirile, ca să ne dovedească că se pot birui toate ispitele și toate ispitirile. Și când a fost la cruce, El a desăvârșit un proces de jertfă pe care îl începuse atunci când s-a întrupat. Și aici vreau să înțelegeți foarte bine miezul mesajului Apostolului Pavel al Evangheliei. Că toată viața lui Iisus Hristos pe pământ a fost o luptă împotriva demonilor. Dar ce s-a întâmplat la cruce? Înainte de cruce însă, când citește Evangheliile, observ un lucru, că biruința lui Iisus a fost întâi una morală. Adică Iisus Hristos a refuzat să trăiască imoral, împotriva voiei lui Dumnezeu. Toată viața lui a trăit o ascultare de Tatăl. Și El, să știți că a fost ispitit ca și noi. De aceea spune în Evrei, capitolul 5, vă citesc 3 versete de aici, versetul 7, 8 și 9. Că El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cere cu strigă de mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Măcar că era Fiul, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și așa a fost făcut, desăvârșit, spune versetul 9. Care a fost secretul? Evlavia. Ascultarea. A învățat să asculte prin suferință. El este Cel care se ruga, striga după ajutor, cu lacrimi în mință. Ca noi. Biruința pe cruce n-a venit instantaneu. A fost pregătită de biruințele lui morale dinainte. Aici e secretul. Că un păcat nu îl vei birui dintr-o dată. Va trebui să te lupți, să intri într-un proces de ascultare, așa cum a fost și Fiul. De aceea, biruința lui a fost întâi morală. Când a fost ispitit în Luca 4, citim și Matei 4, de diavol, tocmai când era în pustiu și se pregătea pentru lucrarea lui misionară, atacul principal al celui rău a fost exact aici, la relația lui cu Tatăl. Să se detașeze de Tatăl, să nu-L asculte, să facă lucrări de unul singur, să facă supranaturale, așa, să arunce de pe strașina templului să-L prindă îngerii, să profite de autonomia lui. Și Hristos refuză toate aceste variante. Este ca și cum unii tineri vor să plece de acasă, de sub autoritatea părinților, să arată cine sunt ei. Și eșuiază. Pentru că atunci când nu stai sub autoritate, faci cele mai mari prostii. Și singur, ești vulnerabil. De aceea Duhul e plin de râvnă, spunea Fiul lui Dumnezeu în Ghețiman, dar carnea este neputincioasă. Aici e secretul că autoritatea lucrării lui Hristos, derivat dintr-un anume fel moral în care își trăia viața, autoritatea derivă din ascultare. De aceea victoria, biruința, nu vine așa ca un trăsnet. Te rog și ceva supranatural se întâmplă cum pretind unii și cum vă vând anumite idei numai ca să vă cucerească.
Acum scapte toate, vino, ședință, școală de vindecare, 18 zile, ce ești vindecat? Ia. Nici nu costă mult. Cine îți garantează aceasta? Nu vi se pare că ceva nu e în regulă? Că până și Fiul lui Dumnezeu trebuia să sufere, să asculte? Victoria vine prin ascultare, prin subordonare față de autoritatea spirituală pe care, care este centrală în viața ta. Am citit despre Augustin, un mare teolog. A fost un imoral până la 30 de ani, dar avea o mamă credincioasă pe nume Monica, care se ruga mereu pentru el. Într-o zi, tânărul Augustin, care era extrem de talentat, foarte inteligent, memorie excepțională, s-a dovedit mai târziu pentru că a devenit cel mai mare teolog al Evului Mediu. Într-o zi, Duhul lui Dumnezeu îi șoptește tânărului Augustin, ia și citește. Și el înțelege, trebuie să citească din Biblie. Deschide Cartea Sfântă și citește în Roman, capitolul 13, versetul 13 și 14 următoarele. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Acesta este versetul care l-a mânduit pe acest Augustin. El a înțeles, e despre el e vorba aici. El trăia în chefuri și în beții și în curvii, fapte de rușine. Avea nevoie de o nouă haină, de o nouă îmbrăcăminte. El purta grijă de firea pământească, o alimenta mereu, rău. Și trezea poftele. Secretul este să te îmbraci în Domnul Iisus Hristos, să te supui lui, să asculți de Duhul lui Hristos. Și când a înțeles Augustin acest lucru, s-a produs regenerarea, nașterea din nou. Și omul acesta a fost prins de Duhul lui Dumnezeu și folosit vazdeși de ani, cum rar a fost folosit cineva spre gloria lui Dumnezeu. A priceput că lupta contra ispitelor cărnii e câștigată la nivelul ascultării, la nivelul moral. Așa a făcut Hristos, frați și surori. Aici este secretul și pentru noi. De aceea, biruința lui Iisus a fost, într-adevăr, metafizică. Pe cruce, el a biruit pe demoni. Domniile și stăpânile din locul cerești au cunoscut înțelepciunea nespus de feluită de Dumnezeu. Crucea a fost, într-adevăr, secretul acestei victorii, pentru acolo, pe cruce, spune Pavel, s-au întâlnit puterile lui Dumnezeu, care erau exercitate nedemonic de către un om sfânt, care era Fiul Său Iisus Hristos. S-au întâlnit aceste puteri divine cu puterile sociale, morale și politice, exercitate însă demonic de alți oameni, de lideri de jos de atunci. De aceea, Apostolul Petru, la Rusalii, când ține prima predică, o rostește cu atâta putere și curaj. El care se depătase câteva zile înainte de Hristos, câteva săptămâni înainte, și spune printre altele că pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul vădărâș și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege? Acestea erau forțele, puterile demonice care lucrau atunci asupra lui Hristos. Dar Hristos n-a cedat moral sub presiunea acestor puteri demonice. Când a fost înghețiman, lupta era atât de complexă, consumul era atât de mare,
amintiți când a cerut ca paharul suferinței să fie schimbat. Hristos n-a cerut să nu meargă la cruce, ci a cerut dacă există o altă variantă. Dar altă variantă nu există. De aceea a spus, totuși, nu cum doresc eu, Tatăl, ci cum voi ești. Acest totuși ne-a mântuit. Acest totuși ne-a mântuit. Pentru că este un act de voință. Hristos n-a cedat simțurilor. Voința a biruit simțurile. Acolo a fost biruința, la nivelul moral. Înțelegeți? Puterile lui Dumnezeu sunt gata să te ajute. Duhul lui Dumnezeu este gata. Dar tu va trebui să decizi într-o zi. A fost o supunere care consta în refuzul de a accepta presiunilor demonice. Dacă vrei să ai biruință în viața ta, aici va fi testul numărul 1, la nivel moral. Acolo, în centrul ființei tale, voința ta, dacă nu este sub controlul Duhului Dumnezeu, vei ceda. Dar dacă voința ta e controlată de Duhul lui Hristos, va birui. Și aceasta este concluzia, frate și surori. Pe cruce a fost un război. La nivel metafizic și la nivel fizic. Este o realitate această luptă împotriva duhurilor răutății. Dar deși demonii atunci au fost înfinși, ei n-au fost anihilați total. Demonii sunt printre noi. Și răul vine spre noi. Vine ori sub forma răului moral pe care îl facem unii altora, ori sub forma răului fizic sau calamităților, ori chiar sub forma răului spiritual, metafizic. Cum să birui aceste lucrări, puteri demonice? Cheia ne dă Hristos. Victoria morală vine înaintea victoriei metafizice. Întâi trebuie să crezi adevărat că realitatea victoriei metafizice a avut loc. Că Iisus Hristos a biruit moartea. Că Iisus Hristos a biruit pe cel rău. Și dacă tu ai acest spirit al lui Hristos, trebuie să crezi în posibilitatea victoriei morale. Dar Duhul lui Hristos continuă viața de biruință a lui Hristos în noi. Cine are Duhul lui Hristos, Duhul lui Hristos continuă viața de victorie în noi. De aceea crucea poate fi victorioasă în tine și în mine. Și cine crede în Hristos are parte de această eliberare, vindecare, biruință. Ce este important să știi este că această luptă nu o duci singură. Nu e solitară, izolată. Duhul lui Hristos e cu tine. Iată ce spune Pavel în Romani 8, dacă toți suntem deschiși aici în această carte minunată. Versetul 26 și 27 din Romani 8 spune așa. Că tot astfel și Duhul, și e vorba de Duhul lui Hristos, ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Dacă până acum ai crezut că știi să te rogi, vreau să-ți verifici atitudinea. Pavel spune, noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Înainte de a te ruga, cere ajutorul Duhului de Dumnezeu. Doamne, învață-mă să mă rog. Și Duhul spune atunci, Pavel, el cercetează inimile, știi care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru Sfinți după voia lui Dumnezeu, adică Duhul lui Hristos în tine, îți va da gândul,
puterea, făptuirea, așa cum știe El. E un abandon în brațele Lui. Asta înseamnă credința, să-i dai tot creditul Lui. Și să spui, Doamne, asta nu pot face. Sunt pătimaș de atâta timp. Sunt robul internetului. Am nevoie de ajutorul Tău. Credința în victoria lui Hristos pe cruce îți deschide o nouă perspectivă. Duhului Hristos, care l-a ajutat pe Hristos să grească pe cruce, poate să lucreze și cred că inima ta și sufletul tău. Când ai aici biruința, la nivelul moral, uman, vei avea niște biruințe extraordinare. Lupta aceasta este reală. Poți lupta biruința vieții care vine. De aceea Pavel spune că noi suntem mai mulți decât biruitori prin acela care ne invită. Și s-a dat pe sinică. Biruințele noastre în lupta împotriva răului, a suferințe, a bolilor, a demonilor, biruințele acestea anticipează victoria finală pe care Hristos a avut-o deja înaintea noastră. De aceea suntem parteneri cu El și suplinim suferințele Lui, lucrarea Lui astăzi pe pământ. De aceea demonii astăzi, lumea aceasta duhurilor rele, poate se cunoască prin biserică, prin noi, înțelepciunea, nespus de veluita lui Dumnezeu și puterea lui astăzi. Dacă la nivel moral reușești să biruiești, e pentru că Hristos a biruit înaintea ta. El e modelul. Dar nu numai la nivel moral, și la nivel nesatism, la nivelul luptei demonice, toți a biruit pentru că Iisus Hristos a biruit și acolo. Acesta este Hristosul în care credem noi. Asta a avut loc într-o așa zi aceasta, într-o vinerea mare. Totul trebuie să se schimbe de astăzi în viață. Trebuie să aduci la picioarele crucii slăbiciunile tale, patimile tale, obiceiurile tale rele, slăbiciunile tale. Să zici, Doamne, Tu ai biruit, dă-mi putere și mie acum să le vedem. Și vei vedea cum Hristos Victor va lucra prin Duhul Lui în centru vieții tale. Și vei fi altfel. Totul va arăta altfel. Se va vedea foarte aproape ziua de duminică acestui Hristos minunat care a venit domnirile și stăpânirile în locurile cerești. Cel care ne-a dat Duhul Lui să biruim și noi toate ispitele acestui Hristos să fie toată slavă în vecii vecilor. Amin.